Nu se găsesc și a doua că e foarte, foarte greu. E foarte greu de găsit locuri de muncă în orașul ăsta. Nu vedeți că nu mai este nimic în orașul ăsta, nici industrie, nici nimic, nimic, nimic. E foarte greu. Așa am fost tot timpul. Așa că nu se știe când o să mai ridicăm și noi un pic. Industria e la pământ, în afară de comerț, alte locuri de muncă sunt mai greu de găsit. Asta, să știi, am fost întotdeauna și cred că o să fim mereu zona Moldovei, zona sărăciei, zona șomajului, zona Valea Plângerii. Vasluiul se menține pe locul întâi la nivel de țară în ceea ce privește rata șomajului pe luna ianuarie. Din nefericire, cei mai mulți șomeri sunt neindemnizați. Rata șomajului înregistrată la nivelul județului Vaslui în luna ianuarie este în creștere de la 11,4 la 12,37%. În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui sunt aproximativ 20.000 de șomeri, dintre aceștia 7.900 sunt șomeri indemnizați. De la începutul acestui an, peste 500 de persoane și-au pierdut locul de muncă în urma disponibilizărilor colective. Deocamdată, pentru următoarele două luni, nicio societate comercială nu a anunțat reduceri de personal.